ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Aceasta este a patra sesiune din seria Rugăciunea Inimii. M-am spus eu data trecută că termenul ăsta are un caracter general, adică este rugăciunea unei inimi sau unui suflet, dar are și un anume caracter aparte. În Ortodoxie, termenul ăsta reprezintă titlul unei anume rugăciuni. A zice, poate, unui anume fel de a te ruga. Rugăciunea inimii, sau cum spune Ortodoxia, rugăciunea lui Isus. Ea se referă la un mod aparte de a-ți goli mintea de orice fel de altă gândire sau idee și cumva să poți să cobori intelectul în interiorul inimii cumva singularizând o singură dorință a inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, spuneau ei, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Acest termen și fel de rugăciune nu vine chiar de ieri de azi, Vine din vechime, v-am zis eu, din timpul vechilor monahi numiți în ortodoxie părinții biserici. Sunt și multe adevăruri ascunse în lucrul ăsta, a zice că sunt și multe aberații și exagerări. Însă rugăciunea inimii are rădăcini mai adânci decât începutul bisericii. Își are rădăcinile în psalmii lui David, al lui Asaf, a lui Core, în felul lui Avram, a zice al lui Moise, de a vorbi cu Dumnezeu. Psalmii, de exemplu, sunt un manual perfect aproape din care înveți ce înseamnă rugăciunea și ce să te aștepți din practica ei. Rugăciunea inimii, am intitulat eu seria asta, adică mintea și inima Sufletul și Duhul se unesc împreună și dialoghează cu Duhul lui Dumnezeu. Din simbioza asta, simbioza asta dă naștere la un foc lăuntric absolut unic al inimii. Din pricină că rugăciunea este o expresie a Sufletului și a Duhului, v-am spus eu data trecută, din pricină care două, apar două perspective deosebite ale vieții, una văzută de Sufletul nostru, de mintea, de intelectul nostru, și alta văzută de Duhul nostru, din pricina asta apar paradoxuri în rugăciune, adevăruri simultane care par să se bată cap în cap. V-am vorbit despre un aspect paradoxal al vieții de rugăciune data trecută, rugăciunea unui prinț care cerșește, prinț și cerșător. Două adevăruri care sunt permanent în viața autentică de rugăciune. Adică suntem totdeauna la mila Dumnezeului nostru, suntem niște cerșetori. Suntem totdeauna fii și fiicele lui, adică suntem niște prinți, niște prinți. Astăzi vă voi vorbi despre un alt paradox al vieții de rugăciune, despre război și pace. Nu vă spun despre o viață de pace care este întreruptă câteodată de războaie și de bătălii. Deși viața creștină este cam așa, sau pare adeseori să fie așa. Nu vă spun nici despre o viață de bătălie nesfârșită, întreruptă așa câteodată de o oază de pace, unde un fel de vacanță. Și aici este ceva adevărat. Vă voi spune despre viața de rugăciune: că este un continu război a unui om care trăiește într-o pace continuă, nesfârșită. Război și pace în același timp. Bătălie și liniște de plină. Adică un paradox. Am să vă vorbesc mai întâi despre războiul care există într-o viață de rugăciune. Cine dorește să dezvolte în el? o viața rugăciunii în viața lui personală sau în viața familiei sau în viața bisericii, a comunității în care trăiește trebuie neapărat, neapărat trebuie să înțeleagă că a ales calea războiului, nu mai este un om de pace, este un om de război. Rugăciunea este un război și este un loc de bătaie, de luptă. Adevărul ăsta se vede clar din două perspective. Perspectiva biblică, ceea ce ne învață scriptura, negru pe alb, și apoi perspectiva vieții, experiența vieții. Adică există două argumente, două dovezi de netăgăduit: argumentul scripturii și argumentul vieții, al experienței. Amândouă ne spun că rugăciunea este o bătălie. Eu am să încep cu ultimul, argumentul vieții, și apoi să am să vă spun și despre argumentul scripturii experiența, viața. Încearcă doar, doar, să încerci să începi o viață serioasă de rugăciune, dar o rugăciune care depășește doar stadiul ăla de a spune mulțumim pentru masă și ajută-mă să dorm liniștit, cum zicem noi în America, să grace și put me down to sleep, la culcare. Încearcă să încep cumva personal o viață autentică de rugăciune, doar tu, personal fără să deranjezi pe nimeni altul, doar tu, în odăița aia ta, o viață de rugăciune zilnică. Hai să vezi rapid ce se întâmplă. Există o perioadă de exaltare acolo, de descoperire a ceva grozav, de puternic, de frumos, ceva feric, magic, mistic în viața asta de rugăciune personală. Pătrunzi într-o lume care începe cu cuvinte, se adâncește în realități și în relație cu Dumnezeu, cu Isus, cu Duhul Sfânt. Schimbările personale care se întâmplă cu tine într-o astfel de viață nu pot să rămână ascunse însă. Devin foarte vizibile. Și tot așa de vizibile încep să devină atacurile. Dar te întreb de ce, cum adică atacuri? Că doar faci ceva complet personal. Nu chem pe nimeni în jur, nu super pe nimeni. Faci ceva de unul singur, te rogi singur, într-o cămăruță singură apar tot felul de stresuri pe care nu le-ai avut. Încep să apară presiuni care nu au fost până atunci. Împreună cu schimbările acelea benefice, cu experiențele cu Dumnezeu, vin și presiuni. Câteodată vin de la oameni, poate chiar de la cei din casa ta, câteodată vin de la cei de afară. În Scriptură, Daniel, acel proroc din Vechiul Testament, el avea așa un obicei, se ruga puternic de trei ori pe zi. Se ruga singur. Nu chema pe cineva, nu supăra pe nimeni, nu făcea evangelizare mare, nu făcea tâmbălău în piață. Se închidea singur în cămăruța lui și se ruga. Acum, credea el că nu superă pe nimeni. Cumva, poate credea el așa ceva. Însă, o mașinărie politică uriașă s-a ridicat să oprească ceea ce făcea omul ăsta de unul singur în cămăruța lui. Au venit unii la, cu audiență la împărat, au făcut cereri, au scris proiecte de lege. Până la urmă au fost date decrete, împăratul a sigilat legi noi, s-au construit edificii, statui, peste tot în țară, unde să se închine lumea înaintea lor, totul ca să oprească pe un om să se roage timp de o lună de zile. În luna aia măcar să nu se roage lui Dumnezeu. L-au spionat, l-au pândit, și până la urmă l-au prins, l-au arestat și l-au aruncat pe Daniel la lei. Era ceva în rugăciunea aia făcută de omul ăla singur în cămăruța lui, ceva atât de imposibil de, de acceptat încât trebuia oprită cu orice chip. Am auzit de multe ori, spunea cineva, mă retrag pentru o vreme din viața asta de rugăciune, că mă simt așa de atacat. Spunea, am deodată tot felul de probleme pe care nu le aveam. Nu înțelegem noi bine realitatea. Aveam probleme și înainte. E posibil că aveai un băiat care se depărtase de Dumnezeu, alerga cumva năpraznic spre iad. Băiatul tău, băiatul meu. Poate avea niște fete pe care nu le interesa nimic de Dumnezeu. Mureau așa încetul cu încetul. Erau mici, egoiste, nu știau nimic despre altceva decât despre ele înșile. Poate avea o soție care avea deprimare cronică, așa cum am văzut în atâtea și atâtea familii. Soții care nu mai zâmbesc cu adevărat de ani și ani de zile. Era război în casă și aveam război în suflet. Era deja acolo. Și am intrat în locul ăsta numit rugăciune. Și am început cu adevărat să mă rog pentru toate catastrofele astea din jurul meu, pentru vindecarea fetelor mele, pentru invierea din morța copilului meu. Și în timp ce văd că Dumnezeu începe să lucreze de-a dreptul miracole în mine și în ei, bag de asemenea de seamă că deodată mi-am scrântit glezna fără niciun motiv că am probleme cu clienții cu care lucram de obicei în liniște și în pace, care nu mă certasem niciodată cu ei. Deodată văd că valoarea stocurilor care le am au scăzut, poate am, am pierderi materiale. Și deodată ți se face frică, există o corelație acolo, îți vine să te retragi. Și te gândești că poate dacă îl lași pe diavol în pace, te lasă și el pe tine. Așa câteodată ne păcălim. Am crezut cumva că rugăciunea îmi va rezolva, doar îmi va rezolva dezechilibrul ăsta sufletesc și îmi va astâmpăra setea pe care o simțeam continuu. Dar am citit psalmul 18, unde scrie cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit, cu Domnul meu mă repet asupra unei oști în armate. Și când am citit asta, mi-am închipuit că era vorba de ceva, poate așa, niște videogames ceva alegoric, poate de un film ceva. Nu ne-am gândit că asta este absolut realitatea din rugăciune. În rugăciune, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit, adică în armat, cu Domnul meu în rugăciune, mă reped asupra unei oști în armate. Este război. Acum câteva zile am venit din Canada. Am fost o săptămână acolo și cu niște prieteni, și în timp ce eram acolo am primit un e-mail de la o familie din zona aceea. Era așa o scrisoare disperată. Cumva brusc, brutal, ei au aflat că băiatul lor de 18 ani s-a înhaitat cu alții, alții chiar de la biserica unii, și au început să consume împreună droguri: întâi marihuana, apoi cocaină, și apoi altele. Vă imaginați șocul unor părinți care și-au crescut copilul în biserică, cu alții din biserică și află cumva de afară că băiatul lor s-a prăbușit în vicii grozave, e la pământ. Era așa o scrisoare, un e de disperare, în care cereau ajutor, nu cereau, implorau ajutor. Așa cum auzi când un vapor se scufundă, și când se neacă oamenii, și auzi cum strigă după ajutor, așa suna scrisoarea. Aici, cumva, în scrisoarea lor era mai rău decât într-un vapor care se neacă oamenii. Erau oameni care vedeau sub privirile lor cum se neacă copiilor. Copiilor. Era ceva mai rău. Și atunci, în vacanța aia, până să mă apuc eu să sun familia asta, am vrut întâi să mă rog o dimineață, două, pentru copilul ăsta și cumva să înțeleg cu duhul meu ceea ce se întâmplă înainte să încerc să aflu cu mintea. Și m-am rugat într-o dimineață cu soția lângă mine și apoi cu un prieten, prietenii mei, prietenul meu care era cu noi în vacanță. Două dimineți de rugăciune pentru copilul ăsta, între alte lucruri. Și deodată am simțit așa împotrivire, cumva simțeam chiar primejdie. Aveam dintr-o dată neașteptat un sentiment de descurajare, de tristețe adâncă, parcă notam așa într-un mâl așa care nu se mai termină. Țin minte că în prima dimineață de rugăciune, când era soția mea lângă mine, după 10 minute de rugăciune, deodată soția mea s-a sculat brusc și m-a lăsat singur, ceva care nu se mai întâmpla niciodată până acum. Am găsit-o mai târziu deprimată și tristă, cu gânduri negre care nu înțelegea bine cum au venit și de unde au venit. În aceea zi am plecat cu mașina înapoi spre casă, aveam un drum de vreo 10 ore până acasă. Și la câteva ore pe drum atunci am sunat familia aceea să aflu detalii despre băiat și cumva să punem un plan de luptă pentru el. I-am ascultat 10-20 de minute și le-am pus tot felul de întrebări. Și deodată mi-a venit în minte să întreb dacă ei au prieteni apropiați, care și prietenii ăștia ei lor să aibă copii și să se unească cu ei de două și de trei ori pe săptămână să se roage, să mărturisească și să strige spre Dumnezeu. În secunda când am început să-i întreb despre rugăciune, de nicăieri parcă, dintr-o groapă de undeva, a apărut, a izbit în mașină o căprioară, un cerb, altceva, nici am văzut bine ce, nici nu știu ce e, și mi-a izbit mașina în praznic în partea aia dreaptă, mergeam cam cu 100 de kilometri la oră, și am tras repede într-o parte a, a șoselei și când m-am uitat, toată partea dreaptă a mașinii era zdrobită. A venit poliția, pompierii care erau chiar acolo, au venit, care vin la orice accident, și cumva, cu chiu cuvai au tras tablele alea zdrențuite ca să pot să plec până în orașul cel mai apropiat. Astăzi, de exemplu, am alergat peste tot să văd unde se poate repara mașina asta și să discut cu asigurarea. Cumva mai târziu am realizat ce se întâmplase dimineața la rugăciune, ce ce discutam atunci când am fost lovit. Poate, spuneți, a fost doar o coincidență. Poate. Însă, în mica mea experiență de viață, am învățat să fiu atent la ceea ce noi oamenii numim coincidențe. Ce a fost interesant acolo a fost că mașina a fost distrusă doar atât de destul ca să o pot duce totuși pe timp de zi, că nu mai avea faruri, până acasă. Că s-a întâmplat asta drept în fața unei stații de pompieri care m-au ajutat în mijlocul pădurilor acolo că prietenul meu care plecase și el din Canada cu ore în urmă separat de mine a apărut la două minute după accident drept acolo în parkingul acela în mijlocul câmpului și al pădurii, că nici eu, nici soția, nici copiii nu au fost niciun pic atinși și era de ajuns 10 cm să izbească chiar aia mai deasupra în mașină și ar fi intrat cu totul în mașină la noi. A fost doar destul ca să oprească orice discuție și rugăciune despre copilul acela înrobit de droguri. Există un război când te apuci să te rogi și când te apuci să ajuți la eliberarea unui prizonier din mâinile demonilor. Tata, pe când trăia, avea o vorbă cu care făcea haz de cei care nu înțeleg adevărul ăsta. Spunea el, am avut un prieten în timpul războiului, când eram doar un tinerel, și el îmi zicea, mai în glumă, mai în serios, auzi, Aurele, mă duc la război, împușc unul, doi și vii înapoi. Bine, bine, zicea tata, dar dacă te împușcă el pe tine. Păi cum așa spunea, de ce să mă împuște, ce i-am făcut eu? El avea impresia că războiul este așa cum știm noi în ziua de astăzi, un fel de videogames. Încearcă o viață de rugăciune intensă și ai să vezi că ai intrat în ceva mult mai mare decât la, care, la lucrul la care te-ai gândit inițial. Și asta doar dacă începi o viață de răgucine personală, de unul singur, în cămăruța ta. Însă mai rău, mai dificil este dacă mai iei pe, cu tine pe câțiva în lupta asta. Să zicem că iei doar familia. În fiecare seară sau în fiecare dimineață îți adun familia cu acordul lor, cu bunăvoința lor, nu oblici pe nimeni, la rugăciune. Cântați ceva lui Dumnezeu, citiți din Scriptură și vă rugați. Dar vă rugați. Vă rugați pentru voi, strigați, pentru căderile și pentru ridicările voastre înaintea lui Dumnezeu. Vă rugați apoi unul pentru celălalt, părinți pentru copii, copii pentru părinți, soți pentru soție. Vă rugați pentru prietenii copiilor, pentru școala unde merg, pentru Biserică, pentru pastor, pentru rude. Binecuvântați pe Dumnezeu pentru tot ce primiți în viață, pentru iubirea celor din jur, pentru lucrurile materiale, pentru binecuvântări duhovnicești. Învățați cum să-i mulțumiți lui Dumnezeu cu lacrimi pentru prezența lui în familia voastră. Vă rugați și pentru necazuri și pentru bucurii, pentru bol și pentru sănătate. Îi mulțumiți lui Dumnezeu. Doar voi. Doar voi în familie. Și ai să vezi ce se întâmplă la scurt timp. Întâi, copiii încep să se schimbe, felul lor de a fi, de a vorbi. Ai niște bucurii imense când vezi schimbările care se întâmplă în ei. Se schimbă și pasiunile lor și ale tale, ale părinților. Nu mai ai timp și nici nu mai ai chef pentru multe lucruri și multe bazaconii cu care te ocupai înainte. Dintr-o dată ai început să dispari din foarte multe cercuri care îți ocupau timpul și viața. Și atunci, foarte repede, vei afla de la cei din jur ce ciudat om ai devenit că ai o familie așa cam trăznită și aproape imposibil de ciudată, că este mai bine ca omul să se ferească de unii de ăștia ca voi așa. Că o să afli de la ei că există un fanatism acolo la tine în familie și probabil că există chiar tendința de abuz, cel puțin față de copii. Adică cum copiii să tot stea la rugăciune în fiecare seară? Ce fel de copii sunt ăștia? Ăștia n-au nimic mai bun de făcut? Ce le-ai făcut? Ești întreg la minte cumva? Mă întreb eu când o să fiu acuzat prima oară că mi-abuzez copilul meu de, 14, de 13 ani, care se scoală la 5 dimineața de 3 ori pe săptămână să meargă cu mine la rugăciune. Spre rușinea mea vă mărturisesc că el vine și mă scoală. El își pune ceasul să sune, vine și mă dă jos din pat. Când o familie începe o viață de rugăciune, nu mai are timp să fie în tot felul de alte activități, apare, apare presiunile de afară. Mai dificil apar câteodată presiuni dinăuntru. Te trezești cu ispite pe care nu le-ai avut niciodată. Copiii au câteodată presiuni pe care nu le-au simțit înainte. Cum de nu aveam luptele astea înainte să încep viața asta de rugăciune în familie? Răspunsul este foarte, foarte simplu. Un om care este în comă are foarte puține probleme, să știți. Nu are niciun fel de luptă. E adevărat, trăiește, dar. Doar vegetează cumva, există, dar nu chiar trăiește. Respiră, e adevărat, dar nu are viață cu adevărat, este în comă. Nu are niciun fel de problemă și este ferit de orice se întâmplă în jur. Dar nici nu trăiește. Însă, dacă cumva se întâmplă să se trezească, să se ridice din pat, dacă printr-o minune începe să trăiască cu adevărat, atunci, împreună cu mari binecuvântări și experiențe, apar și probleme. Așa este în viața de rugăciune. Atunci când o iei în serios, cu adevărat, încep problemele din pricină că rugăciunea este război. Și în orice război există conflict între două sau între mai multe părți. Și apare câteodată gândul ăsta. Băi, nu era mai bine când eram în comă, știi, că nu făceam nimic, când adormeam, când tream o viață de adormire, când nu mă deranja nimic. Dar în dimineața următoare, poți vedea un răsărit de soare, să vezi un zâmbet de copil, să simți vântul pe față, să simți gustul de la o înghețată. Și atunci știi foarte bine, război sau pace, este mai bine să trăiești decât să fii în comă, nu? Cam așa experimentezi dacă începi o viață de rugăciune cu familia ta în propria ta casă. Nu te duci în mijlocul pieței. Însă mai dificil este războiul ăsta, dacă îl faci împreună și împreună cu familia, mai adun pe alți câțiva. Câțiva din biserică sau poate câțiva din oraș. Când încep să formezi un nucleu de rugăciune și încep să te rogi puternic pentru biserică, pentru pastorul ei, pentru predicatorii care stă acolo, pentru familiile lovite din biserică, pentru tinerii căzuți în vicii, pentru divorțurile care atârnă de deasupra familiilor, când încep să te rogi cu strigăte împreună cu alții pentru orașul unde trăiești, pentru școlile de acolo, pentru primărie, pentru primar, pentru lideri, când încep să rezidești zidurile dărâmate, când încep să ridici porțile arse, așa cum scrie în scriptură, atunci să vezi război. Te trezești cu oameni în jur. Ce se întâmplă, mă, cu tine? Te-ai apucat de construit, dar cine credeți voi că sunteți? Voi, mă, voi vă apucați de construit. Mă, o dacă va trece peste zidul ăsta și se va dărâma. Dar cumva, în ciuda bătăii de joc, continuați să vă rugați. Atunci mai târziu ai să auzi. E, asta e foc de paie. Știu eu. O să vă lăsați voi baltă înainte să începeți. Și cumva, pentru minunea lui Dumnezeu, nu vă lăsați baltă și continuați și duceți lucrul ăsta o lună și două și cinci și șase și zece. Și, deodată, te trezești în jurul tău cu alte atitudini. Stai puțin, mai că văd că voi o luați în serios aici. Ce înseamnă asta? Cine credeți că sunteți? Nu cumva credeți că voi sunteți mai grozav ca noi ăștia lați? Eh, lasă-mă că am fost și eu pe acolo și mi-am dat seama că asta e apă de ploaie. Am văzut eu ce faceți. V am fost și o dată sau de două ori acolo și am văzut ce se întâmplă. Vă tot, vă căriți pentru aceleași lucruri. Sau tot, îți spuneți lui Dumnezeu ce să facă. Păi cui credeți voi că îi spuneți ce să facă? Cui îi porunciți? Lui Dumnezeu? Ce vă tot voi căriți? Cu cine vă luptați? Este chiar așa necesar să te duci târziu noaptea să te rogi? E neapărat necesar să te scol chiar așa de dimineață? A, mai văzut eu oameni de ăștia ca voi. Mai bine făceați două lucruri practice decât atâta voi căreală. Mai bine învățați să cântați la instrumente, să citiți o carte, ascultați o predică, mai bine vorbiți cu un om, orice faceți mai bine decât să stați pe genunchi vă treziți cu tot felul de împotriviri de la oamenii la care nici nu strecea în cap că te poți aștepta la așa ceva. Credeai cumva că nu deranjai pe nimeni. Vă întâlneați un grup mic în câte o seară sau în câte o dimineață. Câțiva oameni, câțiva oameni. Spuneați și voi lui Dumnezeu ce aveți pe inimă, ce aveți în suflet, bucurii și necazuri. Asta credeați voi că faceți la început. Dar curând Îți dai seama că nu faceți doar asta. Ați intrat în război. Ați băgat capul într-o cameră unde se aruncă proiectile în toate părțile și în toate direcțiile. Nu ai început tu camera asta, era deja acolo. Înainte să intri, aici erau deja mii și zeci de mii de alte grupuri de rugăciune care mijloceau pentru probleme personale, pentru familii, pentru școli, biserici, instituții, orașe și țări. Erau acolo cei ce se luptau. Și ți-ai băgat și tu capul acolo și te-ai trezit cu o roșie aruncată în cap. Și asta numai la început. Când începi o viață de rugăciune, începi să înțelegi cum de tu și familia ta, cum de ați stat în picioare. Cum de te-ai ridicat din căderi morale. Cum de te-ai ridicat când diavolul te-a prăbușit. Cum s-a făcut că copiii tăi au fost feriți de distrugere când alții în jurul lor s-au nenorocit de tot? Cum parcă ca în vis ai navigat așa pe lângă sloiuri uriașe de gheață și nimic distrugător nu te-a atins? Și azi, în viața asta de rugăciune, înțelegi acum cum. Pentru că în tot timpul acela, în toți anii aceia, cineva s-a rugat pentru tine, pentru familia ta, cu lacrimi, cu strigăte, cu stăruință înaintea lui Dumnezeu. Ai fost în război fără să te lupți, pentru că alții s-au luptat pentru tine și au dus bătăliile lui Dumnezeu pentru familia ta. Poate că a fost o mamă care ani de zile te-a dus și te-a strigat pe nume înaintea lui Dumnezeu. Poate un bunic, un frate, o soră. În primii 20 de ani de căsătoria ai mei. Ei au fost marcați de rugăciunile unei surori bătrâne pensionare din New York. Ea se întorsese la Dumnezeu prin tata. Tot tata o botezase. Și apoi s-a rugat pentru noi, pentru familia mea, eu, Cici și copii, de trei ori pe zi, șapte zile pe săptămână, timp de peste 20 de ani. Când a murit, parcă s-a dărmat un stil care îmi susținea viața și familia. Nu știam că eram în război, dar eram. Iar o văduvă în vârstă de la celălalt capăt al Americii se lupta pentru noi zi de zi. Vine vremea pentru fiecare din noi, cei care credem în Isus, să înțelegem focul și puterea rugăciunii. Este focul și forța unui război. Asta este argumentul experimental argumentul experimental. Iar Scriptura arată același adevăr. Viața întărește adevărul pe care îl declară Scriptura, totdeauna. În Scriptură este scris, Iisus a luptat toată viața lui în rugăciune. Și el, ca fiu de Dumnezeu, putei să crezi că nu are nevoie de un astfel de ajutor. Isus însă s-a rugat pentru tot ce ne rugăm noi și mai mult. S-a luptat în rugăciune nopți întregi, în timp ce apostolii lui dormeau duși. Într-o zi i-a spus lui Petru, Petru, diavolul te-a cerut să te cearnă, dar eu m-am rugat să nu ți se piardă credința. În orele următoare, Petru și Iuda l-au trădat pe Isus. Unul l-a trădat pentru bani, altul de frică. Iuda apoi s-a spânzurat iar Petru a ajuns liderul apostolilor și conducătorul bisericii lui Hristos. Unde s-au despărțit drumurile lor când în aceeași noapte amândoi parcă s-au luat de mână și l-au trădat pe Isus? Unde s-a despărțit drumul lor? Drumul lor s-a despărțit cu puțin timp înainte ca să se apuce să trădeze, să se lepede. Nici nu au știut. Isus s-a rugat pentru Petru. Cum se face că apostolii, după ce au fugit, în, fugit îngroziți din ghețimani, unii chiar au fugit din oraș? Cum s-au adunat așa de repede înapoi? Învierea este adevărat un factor uriaș, dar calea asta a fost deschisă mai dinainte în camera de sus, înainte de arestarea lui Isus. Acolo Isus s-a rugat ca niciunul din ei să nu se piardă, să nu se piardă în afară de fiul pierzării de Iuda. Iisus a luptat în rugăciune pentru ei toți. Din pricina asta, la o săptămână, două, mai târziu după înviere, erau toți împreună, luând cu asalt întregul pământ. Toți în afară de Iuda. Pentru că Iisus se luptase în rugăciune pentru ei toți. Iisus s-a rugat la mormântul lui Lazar. S-a rugat pentru învierea lui Lazar și s-a rugat pentru învierea sufletelor care veniseră acolo să vadă, să caște gura, să vadă ce se va întâmpla. Și Lazar a ieșit din mormânt plutind, legat așa fedele și în pânzele cu care fusese îngropat. Într-o zi, poate unii din noi ne vom întâlni cu câțiva care au fost acolo în jur, ăia care veniseră să caște gura, și care au rămas numai cu gura căscată și au plecat de acolo cu sufletul înviat din morți. Și asta din pricină că înainte ca Isus să-L învie pe Lazar, El s-a rugat, s-a luptat pentru oamenii ăia în rugăciune. În ultima noapte, când era aici pe pământ, Isus s-a luptat pentru tine și s-a luptat pentru mine pe genunchi în Ghețimane. Era pe genunchi lângă o piatră Într-o noapte, cu lună, cu ceață. La câțiva zeci de metri de el erau doi sau trei apostoli adormiți, și mai încolo erau restul. Și în Isus era dorința asta năpraznică, să treacă pe lângă experiența care era înaintea lui, să se ferească de ceea ce ura mai tare, de ceea ce îl scârbea mai înfiorător, să scape de păcatele astea ale mele, ale tale, ale întregii omeniri, să nu bea paharul ăsta infect. Piu de Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cel ce nu cunoscuse nici umbră de păcat, cel ce nu suporta nici cea mai mică pată, cel care nu va primi cu niciun chip în paradis pe nimeni care are cea mai mică pată, zbârcitură, care nu va primi pe nimeni cu cel mai mic păcat. Înaintea lui stătea în fața lui acel spahar cu toate petele din istorie, cu toate zbârciturile, cu toate infecțiile, bolile, păcatele și viciile, și nu le dorea. În el striga dorința de a scăpa de ele, de a se feri, de a se întoarce cu spatele la paharul ăsta. Dar dacă se întorcea cu spatele la paharul ăsta, se întorcea cu spatele la mine, la tine, la noi, care eram înnecați cu totul în păcat și în nelegiuire. Trebuia să bea paharul ca să ne bea pe noi în el însuși. Și când era gata să fugă, atunci a recurs la cea mai formidabilă armă care există în război. S-a plecat în rugăciune și s-a rugat, nu voia mea, ci voia ta, Dumnezeule. S-a rugat odată și încă o dată. Avea loc în acea noapte cel mai năprasnic război împotriva mea și împotriva ta, cea mai mare bătălie care s-a dat pentru noi. Și atunci, a fost unul care s-a rugat pentru noi cu sudoare de sânge. Atunci s-a dat pentru noi o luptă praznic în rugăciune, poate cea mai mare luptă în rugăciune din istorie. Și așa Isus ne-a deschis nouă un drum potențial de a ne lupta în rugăciune, de a ne lupta după puterile noastre, poate nu așa ca El, după credința noastră de oameni, la nivelul nostru. Asta ne învață în Noul Testament despre rugăciune. O armă, adică ceva ce folosește în bătălie, un război. În Efeseni, în capitolul 6, Apostolul Pavel ne vorbește despre războaie și despre bătălii, despre lupte înverșunate pe viață și pe moarte. Ne învață că nu avem noi de luptat cu oamenii atât cât avem de luptat cu armatele astea de demon care ne înconjoară. Și ne spune că nu putem lupta fără arme, și ne învață și ne vorbește despre armele cu care să ne luptăm, arme duhovnicești, pentru lupte duhovnicești, platoșa credinței, sabia duhului, brâul adevărului, fui păcii, încălțămintea râvnei Evangheliei și altele. La sfârșit, deasupra și de tuturor, așa ca o armă care le activează pe toate, ca un brâu care le înconjoară pe toate, el ne spune despre arma supremă care ne stă la dispoziție, Rugăciune, o armă, un război, o bătălie. Asta ne învață Noul Testament. David, în Vechiul Testament, el a scris cea mai mare parte din scriptură. Cartea Psalmilor are 150 de rugăciuni și cântări, majoritatea scrise de David. Rugăciunile astea sunt permeate de luptă, de bătălie. De descrierea bătăliilor care se întâmplau chiar atunci, în mijlocul rugăciunii. În psalmul 18, David se roagă cu voce tare. Acolo, la începutul psalmului, este scris cu cine vorbea David când se ruga psalmul acela, cântarea aceea. Este scris: El a spus cuvintele cântării acesteia, Domnului. Domnului le-a spus. Și spune: El te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă. Și în rugăciunea asta începe să vorbească despre luptele lui, despre și sufletului său și spune Cu tine, Dumnezeule, mă năpustesc asupra unei oști în armate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Se ruga și se lupta în același timp. În psalmul 27, literalmente, el poartă un război în toată regula. Spune, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii, vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de-ar împotriva mea, inima mea, tonul s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să privesc frumusețea Domnului, să mă minunez de templul lui, căci el mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul lui, mă va înălța pe o stâncă. Iată, că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jerfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta, voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine, ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu este asta ceea ce facem noi când ne rugăm pentru copiii noștri? Când ne rugăm pentru copilul ăla care a căzut în droguri și nu se mai poate ridica, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Dumnezeul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea să mănânce carnea, ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. O știre de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea, tonul s-ar teme, război de să ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Rugăciunea unui om care se luptă. În psalmul 118, acolo descrie bătăliile care le poartă în rugăciunile lui și bătăliile astea devin aproape palpabile când le citești. Aici, în psalmul 118... El amestecă în aceeași frază trecutul cu prezentul, prezentul cu viitorul, așa într-o imagine a credinței care vede deja toate problemele trecutului rezolvate în prezent și în viitor. Spune, toate neamurile mă înconjurau, în numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spin. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Nu e asta ce ne rugăm noi atunci când fata aia noastră a plecat de acasă și a ajuns pe străzi și știi că e pierdută cumva fiul risipitor, fica risipitoare, când te prăbușești. Nu asta strigă noi lupta în rugăciune. Toate neamurile, toate necazurile mă înconjurau, toți demonii mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjoară ca niște albine, să strâng în jurul meu ca un foc de spin, se aprind, să sting. În numele Domnului le tai în bucăți. Se îndreaptă diavolul, ne împinge copilul peste râpă. Tu mă împingeai să mă fac să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. Asta înseamnă luptă în rugăciune. Asta este scris în psalmii lui David, asta ne învață Vechiul Testament. rugăciunile lui el vede situația disperată și vede cum va veni biruința. Cumva putem să învățăm în ziua de astăzi prima parte din paradoxul ăsta al rugăciunii, din paradoxul ăsta război și pace, să învățăm Rugăciunea este un război. Este un război împotriva la ce se întâmplă în jurul nostru, împotriva firii noastre pământești. Este un război al lui Dumnezeu care este deja câștigat la Golgota de Isus. Să intrăm în camera asta de rugăciune și să intrăm în bătăliile care ne așteaptă înaintea noastră și în jurul nostru, așa cum a intrat David plin de încredere și plin de dorința de a se lupta împreună cu Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vă voi spune despre cealaltă fațată a monedei, despre pacea adâncă care însoțește pe omul care este într-un război praznic. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dăruiască curajul și tăria de caracter să purtați pentru voi pentru familia voastră, pentru biserica voastră, pentru comunitatea unde sunteți, să purtați cu adevărat războaiele lui Dumnezeu. Amin! Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.